Pentru că este singurul cămin de tip familial din al lucrătorilor din penitenciare, în colaborare cu Liceul Miron Niculescu din Giurgiu, s-au gândit să le ofere în ajun de Crăciun beneficiarilor acestui centru un zâmbet pe buze. Acțiunea de astăzi a luat naștere prin intermediul oamenilor care știau de existența acestui centru din județ și nu numai. Eu am fost îndemnat de către un preot din județ să vin aici și am luat inițiativa împreună de Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare Filiala Giurgiu, împreună cu Liceul Tehnologic Miron Niculescu. Am avut această inițiativă pe care am numit-o Zâmbet de Copil. Liceul nostru, Liceul Tehnologic Miron Niculescu din Giurgiu, a fost partener de proiect alături de SNLP Giurgiu, lucrătorii de la penitenciar. Noi am acțiunea noastră, activitatea noastră a fost aceea de a transmite elevilor noștri un mesaj. Mesajul a ajuns la ei, au reacționat pozitiv. Programul artistic al micuților a fost unul de excepție, mai ales că a fost unul destul de variat și a reușit să încânte privirile celor prezenți. Cu mare bucurie i-am primit și cu mare bucurie le-am dăruit și micul concert de colinde pe care copiii l-au pregătit, alături de care dorim să le urăm sărbători fericite, cu pace, cu bucurii, cu sănătate, cu tot ce își doresc. O grădină stea și speranțe noi, să-mi florească în gând arborii pardoi, dar îi simți cântând zurcălăi, zurcălăi, veselul ala izboară printre mușii păi într-o sanie. Cadourile pe care le-au primit astăzi beneficiarii așezământului Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril au fost strânse de la angajații penitenciarului Giurgiu. Președintele Sindicatului Național al Lucrătorilor din Penitenciare, filiala Giurgiu, a promis micuților că se vor mai întoarce și cu ocazia altor sărbători.